Ultima zi a maratonului Mini Bursa locurilor de muncă organizată de Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă Hunedoara a fost rezervată astăzi pentru municipiul Orăștie. Aproape 30 de agenți economici au fost prezenți la eveniment, care au pus la bătaie 338 de locuri de muncă vacante. Aproape 100 de persoane au fost angajate pe loc, ori au fost selectate în vederea încadrării în muncă. La eveniment au participat și ministrul familiei, Natalia Intotero, dar și președintele Consiliului Județean Hunedoara, Laurențiu Nistor. Vreau să felicit AJOFM pentru organizarea acestei burse pentru locurile de muncă aici în municipiul Orăștie. În egală măsură vreau să felicit primăria municipiului Orăștie pe domnul Ovidiu Laurențiu Bălan, primarul municipiului Orăștie, pentru că aici, spre deosebire de alte locuri în județ, chiar există o posibilitate extinsă pentru locuri de muncă. Și știu că aici, în Orăștie, vin foarte mulți cetățeni și din alte localități să lucreze, ceea ce este extraordinar, pentru că vorbim de un primar foarte harnic. E foarte important ca elevii să aibă descoperită vocația și să fie orientați spre meseriile care se solicită pe termen mediu și lung, cu alte cuvinte, spre meseriile viitorului. Mă interesează soarta cetățenilor și, în special, când este vorba de locuri de muncă. Astăzi la Orăștie este organizată bursa locurilor de muncă, foarte multe locuri de muncă sunt scoase. Din păcate, mulți nu îndeplinesc criterii și nu vreau aici să le enumere de ce nu îndeplinesc. În spatele meu aici sunt copii din două centre care și ei merită să-și caute un loc de muncă, mai ales cei care împlinesc vârsta de 18 ani, trebuie să avem grijă foarte mare de ei. Eu sunt convins că se vor găsi locuri de muncă și sunt convins că activitatea pe care AJOFM Hunedoara este una benefică pentru cetățeni și este benefică pentru județul Hunedoara. Am avut 38 de angajatori, încă îi avem în sală astăzi, cu 338 de locuri de muncă vacante pentru cetățenii cu municipiul în Orăștie și comunele de lângă. De dimineață am deschis evenimentul mai repede de ora 10 pentru că am avut prezenți mai multe persoane și am reușit să ne organizăm, să zic așa, mai bine, în sensul că am dat drumul la eveniment, chiar dacă era ora 10 deschidere. Sper eu ca rezultatele să fie unele bune, am avut foarte multe persoane interesate, la fel firma din Băcea a selectat câteva zeci de CV-uri și ieri la Hațeg au selectat 35 de CV-uri. Vedem la sfârșitul evenimentului exact rezultatele. Au fost foarte multe persoane, dar trebuie să ținem cont că aici, la Orăștie, este o zonă, nu este doar din Orăștie, toată zona a venit aici și a fost reprezentată. Deci vreau să-i felicit pe organizatori, să sper că și în viitor vor organiza și sper că o să vedem rezultatele la final. Foarte mulți dintre cei care au venit astăzi aici să-și fi găsit un loc de muncă. Cum vi se par aceste acțiuni organizate de AJOFM Hunedoara? Sprijină antreprenorii? Sprijină antreprenorii și chiar încurajăm oamenii să participe la astfel de evenimente și să vină cu încredere și să își găsească locul potrivit. Angajăm operatori CNC, oferim formare, suntem din industria auto, producem piese pentru mașini pe mașini cu comandă numerică. De asta e bine că am reușit. Oamenii vor să muncească. La început am venit foarte sceptică, crezând că nu vor, dar nu, oamenii vor să muncească și asta e un lucru minunat. Este foarte benefică deoarece așa luăm mai ușor contact cu oamenii care își caută un loc de muncă și atunci este locul oportun ca să, adică așa, să ne cunoaștem, să ne întâlnim cu viitorii angajați. Chiar e benefic să se facă așa ceva, pentru că sunt foarte mulți șomeri și prin chestia asta își pot găsi un loc de muncă. În final, 76 de persoane.